Când auzim de cometa diavolului, știrile senzaționale ne pot da impresia că este o întruchipare malefică cu coarne care reprezintă o adevărată amenințare pentru planeta noastră. Titlurile ne atrag atenția că bestia își îndreaptă coarnele către Pământ și că este mai mare decât muntele Everest. De fapt, cometa diavolului are un nume mult mai puțin înspăimântător, și anume cometa 12P Pons-Brox, și nu este o amenințare pentru planeta Pământ. Fiind o cometă cu o perioadă scurtă, orbitează Soarele odată la fiecare 71,2 ani, similar cu faimoasa cometă Halley. Pentru referință, orice cometă cu o perioadă mai mică de aproximativ 200 de ani este considerată cu perioadă scurtă. În timpul eclipsei din data de 8 aprilie 2024, atunci când cerul se întunecă, în zonele de unde va putea fi văzută eclipsa totală, cometa diavolului poate fi reperată între planetele Venus și Jupiter, mai aproape de planeta Jupiter. O eclipsă solară are loc atunci când Luna trece între Pământ și Soare, aruncând o umbră pe suprafața planetei noastre. Ultima eclipsă totală de soare din țara noastră a avut loc pe data de 11 august 1999. Din păcate, eclipsa totală de soare din data de 8 aprilie 2024 nu va fi vizibilă din România. Următoarea eclipsă totală de soare vizibilă și din țara noastră va avea loc abia pe data de 3 septembrie 2081. Pentru cei aflați în calea totalității eclipsei, care va avea loc acum pe 8 aprilie, Luna va bloca lumina solară pentru câteva minute. Acest lucru înseamnă că cometa diavolului poate fi văzută folosind un binoclu sau un telescop de dimensiuni reduse. Însă vizibilitatea cometei în timpul eclipsei va depinde în cele din urmă de strălucirea sa din acel moment. Dacă cometa are una dintre exploziile sale dramatice, aceasta ar crește dimensiunea haloului său și ar face-o să pară mai strălucitoare, deci mai ușor de observat. Deși nu va fi prima dată când o cometă apare alături de o eclipsă totală de soare, este relativ rar să vezi aceste fenomene împreună. Cometa diavolului a fost văzută ultima dată în anul 1954 și își va face o nouă apariție în anul 2095. Se va apropia cel mai mult de soare pe data de 21 aprilie 2024, când va deveni mult mai strălucitoare. Cometa este de culoare verde, iar acest verde strălucitor al său e produs de concentrațiile de dicarbon iluminate de soare. Această cometă nu este o noutate în peisajul sistemului solar. A fost descoperită încă din anul 1812, când vânătorul de comete Jean-Louis Pons a observat-o. Observațiile cometei nu au fost suficient de precise pentru a prezice exact când sau unde va reveni, dar a fost redescoperită în 1883 de către William Brox. De ce credem că este mai mare decât Everestul? Un document din anul 2020 al Societății Astronomice Americane estima din strălucirea sa de atunci că nucleul cometei, respectiv bucata de gheață și rocă care formează cometa, are aproximativ 17 km în diametru. Da, este mai mare decât Everestul, deși avertismentul lor este că aceasta este probabil o supraestimare, deoarece metoda pe care o utilizează face dificil de determinat exact unde se oprește nucleul și unde începe coama de gaz, gheață și praf care se desprinde de suprafața cometei. Cu toate acestea, chiar și supraestimându-i dimensiunile, înseamnă că totuși este o cometă foarte, foarte mare. De ce este supranumită Pons-Brox cometa diavolului? Ei bine, la sfârșitul lunii iulie din anul 2023, cometa a suferit o erupție și a împrăștiat gaz și praf, strălucind aproximativ de 100 de ori mai puternic. Astfel de erupții sunt imprevizibile și nu sunt prea comune. Această erupție i-a transformat coama în formă de coarne. De aceea a fost poreclită cometa diavolului. A mai fost numită și cometa Millennium Falcon, după nava din Războiul Stelelor.
Astronomii nu sunt siguri în totalitate ce cauzează coarnele, dar, cum am menționat, cred că ar putea fi din cauza faptului că aruncă gaz și praf în mod neuniform. Dar cu siguranță nu este nimic malefic la mijloc. În concluzie, deși numele său popular, cometa diavolului, poate induce ideea unei amenințări cosmice, cometa Pons-Brocks este de fapt un subiect fascinant, dar cu caracter total inofensiv. Nu este în niciun caz o amenințare pentru planeta noastră. Studiul și observarea acestei comete continuă să oferă oportunități importante pentru înțelegerea universului vast și complex. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.